Dacă anul trecut s-au pregătit pe pista de atletism a terenului din incinta bazei sportive a liceului cu program sportiv, au alergat pe un teren mocirlos din afara județului, au îndurat frigul de la Poiana Brașov, acum galben-verzii speră să aibă parte de soare. Jucătorii lui FC Vaslui, indiferent de condițiile meteorologice și starea terenurilor, au făcut front comun și speră ca perioada de pregătire centralizată, organizată de conducerea clubului, să fie de bun augur. Cu gândul la titlul de campioni, galben-verzii se vor reuni în data de 15 ianuarie, urmând ca pe 18 să ia drumul Turciei pentru a efectua un stagiu de pregătire. Terenurile impecabile, dar și temperaturile ridicate din Antalya le fac cu ochiul. Așteaptă nerăbdători să pună în aplicare indicațiile lui Viorel Hizo și să-și etaleze cunoștințele cu balonul pe un teren de iarbă uscat. Cantonamentul este programat în perioada 18 ianuarie-1 februarie, perioadă în care Dulăul va testa și câțiva jucători noi. Nu toți fotbaliștii vor avea parte de soare, o serie de jucători vor părăsi gruparea galben-verde. În urma cantonamentului din Turcia, Viorel Hizo va anunța lista jucătorilor care vor părăsi gruparea moldavă. Astfel, din cei 26 de jucători care vor face deplasarea în Turcia, o parte din ei nu se vor mai regăsi din retur în lotul Vasluiului.